În dimineața zilei de miercuri, 9 noiembrie 2016, a avut loc deschiderea colocviului Cărți Românești de Învățătură, Iași, 1643-1646. Evenimentul a avut loc la Muzeul Mitropolitan din Iași, în prezența Înalpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Putem afirma că evenimentul academic care se desfășoară la Iași în aceste zile este un omagiu adus limbii române. Știind că în special Cazania lui Varlam reprezintă cea mai îngrijită formă pe care o avea limba română literară în prima jumătate a veacului al XVII-lea. Este un omagiu și Sfântului Varlam, Mitropolitul, și Luminatului Domn Vasile Lupu și colaboratorilor lor, precum și celor de astăzi, precum dumneavoastră, care găsiți spațiu lăuntric și atitudine exterioară pentru lucruri esențiale. Conceput într-un spirit interdisciplinar, destinat întâlnirii specialiștilor aparținând mai multor orizonturi culturale, colocviul Cărți Românești de Învățătură își propune să conjuge mai multe abordări propuse până acum în mod disjunct și care nu au dus în domeniu decât la rezultate cel mult parțiale, istorică, filologică și teologică. La acest eveniment vor fi prezenți în cele două zile, pe lângă invitați din Iași, și participanți din Paris, Rouen, Chișinău, București, Cluj-Napoca și Târgoviște. Este un simpozion internațional inițiat de un coleg mai tânăr din Franța și care a urmărit să semnaleze pentru un public de specialitate, dar și pe cât posibil și pentru un public mai larg, importanța instalării limbii oficiale române în cultura românească și nu numai în cultură, căci e vorba de fapt de o schimbare importantă de paradigmă care s-a întâmplat în lumea noastră carpată-danubiană în prima jumătate a secolului al XVII-lea și mai ales sub domnia lui Vasile Lupu și mai târziu, până la sfârșitul secolului. Printre cei care au luat cuvântul în prima zi a evenimentului au fost domnul Petre Guran, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, domnul academician Alexandru Zub, domnul academician Demir Dragnev, domnul conferențiar universitar dr. Gheorghe Cojocaru și domnul conferențiar universitar dr. Dan Ioan Mureșan de la Universitatea din Rouen, Normandia, Franța. Principala tematica acestui coloviu este centrată pe figura lui Ioan Vasile Voievod, Lupu Coci, devenit în 1634 domnul Moldovei și care are particularitatea de a fi de origine străină. Este de origine albaneză, dintr-o familie care vorbea acasă grecește, dar care se instalează la sfârșitul secolului al XVI-lea în țările române, se împământenește și ajunge prin Lupu, devenit Vasile Voievod, în fruntea țării Moldovei. Și marele paradox al acestui eveniment este că un domn de origine străină se dovedește a fi promotorul cel mai important al limbii române în cadrul administrației și în exercitarea dreptului